prima doamnă a României a atras toate privirile la cea mai recentă apariție alături de președinte. Carmen Iohannis a purtat un accesoriu inedit în Coreea de Sud. În 22 aprilie 2024, președintele Klaus Iohannis și-a început vizita oficială în Coreea de Sud. Împreună cu soția sa, șeful statului a depus o coroană de flori la cimitirul național din Seul. Într-una dintre imaginile publicate în mediul online, Klaus și Carmen au fost surprinși ținându-se de mână, un gest făcut destul de des de cuplu, în ciuda faptului că protocolul îl interzice în mod normal în astfel de situații, cei doi având calitate oficială de reprezentanți ai statului român. Primele imagini de la ceremonia solemnă au apărut pe pagina de social media a președintelui. Îmbrăcat într-un costum negru ce îi vine impecabil, Carmen a atras toate privirile în Coreea de Sud. Accesorul inedit purtat de prima doamnă a fost o pereche de mănuși albe. Acestea au fost oferite celor doi reprezentanți ai României în momentul în care au ajuns în fața monumentului dedicat victimelor războiului. Vizita oficială se va încheia miercuri, ocazie cu care vor fi semnate mai multe memorandumuri în domeniile apărării, energiei și în cel al cooperării în situații de urgență.